Hello. La sfârșitul lecției trecute, adică în uh, text number 9, A visit to the doctor, la sfârșit am întâlnit o expresie foarte interesantă pe care aș vrea să ți o explic în detaliu pentru că îți va fi foarte util. Aici spuneam așa în text: I would like you to take some blood tests. E vorba de I would like you to, aș vrea ca tu să, mi-aș dori ca tu să. E bine, chestia asta pe care vreau să-ți o explic astăzi, această structură, se aplică și la forma de condițional, I would like, dar și la forma de prezent, I want sau la trecut, I wanted. Structura asta pe care vreau să-ți o explic acum este prezentată în detaliu în carte la pagina 324, dar vreau să-ți arăt eu acum, am să-ți fac o mică schemă și o să o iau de la început ca să înțelegem în profunzime despre ce este vorba. Și anume, să vezi cât de simple sunt lucrurile. Hai să folosim verbul want la prezent și spunem așa, ceva ce tu știi deja foarte bine. Spui, eu vreau. I want, tu vrei, you want. El vrea pentru prezent, pentru he, she sau it îți aduce aminte cu siguranță că trebuie să adăugăm un S la sfârșit. Deci S-ul ăsta se adaugă la prezent doar pentru he și it. He wants, she wants, it wants. Noi vrem sau noi dorim we want, voi vreți, you want, uh, ei vor, ei doresc sau ele, they want. Ok, săul îl punem doar pentru he și Ia să fac și mai evident lucrul ăsta să nu cumva să apară uh, săul pe alte persoane. Și săul apare la aceste persoane doar la prezentul simplu. Bun, până aici lucrurile sunt foarte simple. Dacă vrei să spui Uh, vreau să fac asta, I want, vei adăuga pur și simplu infinitivul, prima forma a verbului, cu tot cu particula aceasta, to, I want to do this, vreau să fac asta. Uh, tu dorești să mergi acolo, tu vrei să mergi acolo, you want to go there, el vrea să vină aici, he wants to come here. E o structură foarte simplă pe care o știi foarte bine. Lucrurile se pot complica în momentul în care vreau, eu, subiectul, dorește ca altcineva să facă o acțiune. Și atunci, cum vei traduce tu în engleză chestia asta? Vreau, I want, să faci. Eu vreau ca tu să faci nu știu ce chestie. Pentru că dacă spui I want to do, acest să fac din, din limba engleză, în română poate fi tradus prin să fac, să faci, să facă, să facem, să faceți, să facă aici, în engleză ai aceeași formă, e acest infinitiv indiferent de persoană. Și atunci e clar că eu nu voi ști la cine te referi dacă spui, dacă spui doar I want to go there. Cine? Pentru că nu știu despre cine e vorba în această nouă acțiune, în engleză regula este că se păstrează acest prim subiect. Dacă nu introduci o altă persoană despre care tu vorbești, se presupune că este tot aceeași. Prin urmare, dacă spun vreau să fac asta, I want to do, doresc a face cine? Tot eu. Eu vreau ca eu să fac. Dar dacă spun eu vreau ca tu să faci, neapărat aici trebuie să introduci, aici, în, acest, în această poziție, trebuie să introduci o nouă persoană. Uh, și anume, vom face chestia asta adăugând formele de pronume: me, you, him, her, it, us, you, sau Them. Noi le-am făcut într-o lecție trecută, odată cu câteva prepoziții, o să-ți las în descrierea videoului um, numărul de lecție, că nu mai țin minte care era. Um, poți să te întorci la ea și să le înveți și să le recapitulezi. Me, you, him, her, it, us, you, them sunt formele de pronume pe care le introducem opțional numai dacă dorim ca altcineva să facă acțiunea, nu tot uh, subiectul. De exemplu, dacă vreau să spun eu vreau să fac asta, e vorba de același subiect, eu vreau ca eu să fac asta și spun I want to do this. Păi când dacă zic vreau să faci asta, voi spune I want you to do this. I want you to do this. Vreau ca el să facă asta. I want him to do this. La prima vedere lucrul ăsta poate părea evident, așa dacă l-auzi de la altcineva în engleză. I want you to do this pare foarte clar, înțelegi despre ce e vorba și ai impresia că vei zice și tu foarte ușor. Dar s-ar putea ca atunci când, traduci din română în engleză să traduci greșit și să omiți să mai adaugi această nouă formă de pronume, această nouă persoană despre care este vorba și să spui din greșeală, vreau să faci, să zici doar I want To do. Și uiți să specifici că altcineva să facă acțiunea decât uh, subiectul. Tu vrei ca eu să fac asta. You want me to do this. I know you want me to do this. Știu că vrei să fac asta. Uh, problema uh, ce poate apărea uh, derivă din faptul că noi în limba română traducem acest. Tu, și mai departe, orice fel de verde, deci acest infinitiv. Prin conjunctiv, și zicem, vreau să fac, să faci, să facă, să merg, să mergi, să meargă, să spun, să spui, să spună. În română noi avem terminații diferite și atunci eu îmi dau seama despre la cine te refer despre cine este vorba din această terminație. Dacă tu îmi spui vreau, I want să faci, vreau să faci asta, eu știu că te referi la uh, uh, să faci tu, persoana a doua singular, să faci, pe când în engleză, având aceeași formă mereu, To do nu știu despre cine este vorba și tu trebuie să precizezi în față. Sună puțin bizar, e ca și cum ai traduce I want you to do this. Dacă ai traduce până aici ar fi ca și cum ai spune te vreau, I want you, te vreau să faci asta. Sigur că nu traducem în felul ăsta în limba română, dar ca să înțelegi cum gândesc ei și cum structurează englezii uh, uh, expresia aceasta. El vrea... Ca eu să vin aici. El vrea să vin eu aici în fiecare săptămână. He wants me to come here every week. Ea vrea ca noi să facem asta. She wants, ca noi, e vorba de noi, deci forma corespunzătoare a pronumelui în situația asta, asta este us. She wants us to, ea vrea ca noi să, nu știu ce am zis, să facem asta. She wants us to do this. Ei doresc uh, ca el să rămână acasă. They want him to stay home. Și ar trebui tu să faci în momentul ăsta, să faci foarte multe exerciții de genul ăsta, foarte multe combinații din astea de aici, luate toate astea de aici și uh, să te obișnuiești cu structura I want you to, I want him to, vreau ca tu să, vreau ca el să, vreau ca ea să, vreau ca noi să, vreau ca voi să, vreau ca ei să, dar foarte, foarte multe exemple aici, multe verbe și uh, să exersezi nu numai la persoana întâi și persoana a doua și a treia și toate uh, persoanele de aici, exersate cu toate persoanele de aici ca să curgă expresia asta. După ce te obișnuiești cu structura asta la afirmativ și poți să spui repede, vreau să-mi spui, I want you to tell me, deci să curgă chestia asta, vreau să faci, I want you to do, presupun că cea mai comună, cea mai folosită formă va fi cea cu persoana întâi aici, vreau ca tu să, și probabil tu vrei ca eu să, tu vrei ca, dar de departe cea mai folosită va fi I want you to, I want you to, nu știu, nu știu ce, vreau să faci, vreau să dregi, vreau să vii, vreau să-mi spui, vreau să-mi povestești, I want you to tell me, vreau să taci din gură, I want you to shut up, vreau să mă ajuți, I want you to help me. Bun, după ce te obișnuiești cu structura asta de afirmativ, Poți să exersezi întrebările și negațiile. Știi că eu am obsesia asta tot timpul în toate exercițiile din carte. Nu te las să faci doar afirmativul, să faci și întrebări, să faci și negații, pentru a te obișnui, pentru că cu ele în conversație nu spui mereu, nu, mai, nu folosești doar forme afirmative. Întrebi persoana din fața ta sau ești întrebat, ești întrebată sau răspuns cu negativ. Și atunci să poți jongla cu chestiile astea. Dacă vrei să întrebi, de exemplu, pui în față, aici fiind vorba de prezent, sigur că vii în față cu auxiliarul do, dacă nu cumva e vorba de does pentru persoana a treia singular. Uite, am să-l colorez din nou ca să știi că vine acest S momentul în care uh, pui întrebări la prezent pentru he și it. Și atunci zici, um, vrei să fac asta? Întrebe cea, tu vrei ca eu să fac asta? Do you, you, la repet do, da? Do you want me to do this? Do you want me to? Do you want me to? Do you want me to? Nu știu ce. Și aici tu trebuie să vii cu 20, 30, 40, 50 de exemple de verbe diferite. Vrei să te ajut? Do you want me to help you? Da, asta ar fi bine să scrii și tu pe hârtie. Sau să iau o culoare și să marchezi? Do you want me to? Da? Do you want me to? Uite, ia să iau eu o culoare și să fac exact ce ți recomand. Do you want? me too, Ok? Deci mergi pe schema asta. Da? E ca un traseu pe care tu mergi și întrebi Do you want me? Să nu cumva să pui săul ul e pentru he Does he want? Da? S-ul și numai la afirmativ Când întrebi, săul se duce aici Bun, deci o să dispară când apare uh, întrebare Do you want me to? Vrei ca eu să... Vrei să te ajut? Do you want me to help you? Vrei să fac asta? Do you want me to do this? Do you want me to do this? Le și legi. Odată le zici desfășurat așa clar să știi despre ce e vorba și apoi le legi. Do you want me to do this? Vrei să plec? Do you want me to leave? Le ave, leave, va pleca a părăsi. Uh, vrei să plătesc eu? Întreb la restaurant. Dacă întreb deja, e prea târziu. Do you want me to? Do you want me to pay? Uh, ce vrei să fac? Formez întrebarea și pun în față ce. What do you want me to do? What do you want me to do? What do you want me to do? Iată ce frumos curge așa, dacă le zici și tu de 2, 2 3, 4, 5 ori. Dacă te aș fi întrebat de la început, poate te potigneai. Acum n-ai cum să mai greșești. Dacă pui în față un what, what do you want me to do? Ce vrei să mai spun și ce vrei să spun la chestia asta? What do you want me to say? What do you want me to say? Yes, what do you want me to do? Și ce vrei să fac? Um, ok. Bun, deci foarte, foarte multe exerciții trebuie uh, aici. Unde vrei să merg? Where do you want me to go? Where do you want me to go? Ce vrei să cumpăr? What do you want me to buy? Când vrei să vin? When do you want me to come? Bun, dar uh, le întrebi frumos așa să aibă intonație. When do you want me to come? Fine. Multe exerciții de genul acesta. După aceea poți exersa uh, această formulă, uh, poți exersa structura asta cu want pus la trecut. Și atunci, pentru afirmativ, vei avea forma a doua. Wanted. Wanted. Am vrut să faci asta și tu ai făcut altceva. I wanted you, e același lucru, da? Doar că în loc de want, pui trecutul wanted. I wanted you to do this. Ai vrut ca, eu, tu ai vrut ca eu să fac uh, nu știu ce. You wanted me to do, nu știu ce treabă. Pentru persoana a treia singular, nu mai avem griji la trecut, pentru că nu mai există s. La past simple. Acolo avem alte necazuri. Acolo să ne chinuim să întrebăm cu did. Da? Deci fiecare timp cu problemele lui. Uh, fiind trecut, ignor culoarea verde și zic, el a vrut ca eu să, he wanted me to, el a vrut ca eu să uh, fiu prima. He wanted me to be the first. Și de-aia m-a antrenat la nu știu ce concurs, ca să câștig și să fiu prima. He wanted me to be the first. He wanted me to help him. El um, a vrut ca el, a vrut ca eu să-l ajut. El, he wanted me. Nu poți să traduci uh, din engleză română. El m-a vrut. He wanted me. Dacă te -ai opri aici, asta însă, asta ar însemna. El m-a vrut. E bine nu, în context vei traduce. He wanted me to. El a vrut ca eu să îl ajut, to help him, pe el să-l ajut. Good. Dacă vrei să întrebi, de exemplu, la trecut, în loc de do, vei folosi proiecția lui do în trecut și anume did, auxiliarul did. Noi toate astea le-am făcut în trecut da, la lecțiile despre present simple, despre past simple și atunci dacă întreb cu auxiliarul did care e la trecut, verbul va reveni la prima formă și voi spune want. Uh, did you want me to... Ai vrut ca eu să fac nu știu ce chestie? Ce ai vrut să fac? Îl pun și aici pe what. What did you want me to do? What did you want me to do? Dacă vrei, de exemplu, am să iau altă culoare ca să poți urmări șirul. Zic, what did you want me to do? Iată. -l. What did you want me to do? Ce ai vrut să fac? ce ai vrut să spună ce, ce ai vrut ca el să spună sau ce ai vrut să facă el what did you guys, să spună, nu știu, poate la a instruit, să spună o anumită chestie și ce ai vrut să zică el de obicei întreb ce ai vrut să zici what did you want to say uh, dar uh, what did you want him to say What did you want him to do? What did you want him to um, buy? Ce ai vrut să cumpere? Deci te duci pe structurile astea, dar trebuie să le scrii tu pe hârtie și să le vezi și să ți le și traduci în, în română. Partea uh, super interesantă și la fel de, de folosită, de fapt, cea de la care am pornit uh, de aici din textul uh, unde. E? Textul numărul 9, și anume, ultima structură de aici, din, de ultima propoziție, I would like you to take some blood tests. I would like you to, aș vrea ca tu să. E bine, structura asta se poate aplica foarte bine și pentru condițional. Aș vrea. I would like. Mi-ar plăcea, aș dori, aș vrea. Îți aduc aminte că la condițional, adică would și prima forma verbului, uh, want nu prea se conjugă. Pentru a spune aș vrea, îl folosești pe like. Nu zici I would want. Aș vrea, ce zici I would like? Aș, aș vrea, aș dori, dar înseamnă trei lucruri, da? Aș vrea, aș dori, mi-ar plăcea. I would like se aplică perfect în structura asta. Și zic, aș dori ca tu să faci nu știu ce chestie. I would like you to. Aș vrea ca tu să. I would like you to. Uh, aș dori să faci asta. I would like you to do this. Mai găsesc eu pe aici altă culoare. Găsesc, uite, să-l luăm pe verde și zicem. I would like you. To, I would like you to, aș vrea să. Și aici, vi tu cu 20-30 de exemple. Uh, aș vrea să mă ajuți. I would like you to help me. Uh, aș dori să mi trimiți documentul prin e-mail, te rog. I would like you to send me, și te obișnuiești cu asta ca să le zici repede, I would like you to send me, I would like you to send me, like to send me. aș dori să-mi trimiți, aș vrea să-mi trimiți, I would like you to send me the document by email. Uh, aș dori să-mi spui ce s-a întâmplat. I would like you to tell me what happened. Aș dori să-mi explici, I would like you to explain to me, vezi că explain to, a explicat cuiva, nu este explain me, să-mi explici, este explain to me, când îi spui cuiva, Please explain to me, te rog, explică -mi. Mulți greșesc și mulți români, vreau să spun, da? non-nativi, um, aud frecvent greșeala asta, uh, poate și tu o faci, să încerci să o corectezi, să nu mai spui explică -mi. explain me, că e greșit, ar fi un fel de explică-mă, nu asta vrei să spui, ci vrei să folosești explain to me. Please explain to me, can you explain to me? Please explain to me what happened. So, um, aș vrea să-mi explici ce s-a întâmplat. I would like you to explain to me what happened. Good. Uh, would like, bineînțeles, forma de condițional poate fi folosită și uh, într-o întrebare. Și atunci, pentru a forma întrebarea, îl iei pe would, e mult mai ușor în cazurile celelalte la prezent simplu și la trecutul simplu, n-aveam auxiliar. Și pe în față cu do, uh, respectiv does la persoana 3, sau cu did la trecut. E aici e mult mai ușor că vii cu would în față și zici... Would you like me to Would you like me to aș vrea ca asta tu să ți le scrii pe hârtie și să zici stai să vedem să scriu eu aici would you would you like uh, am lăsat spațiu ca să știi că would vine de aici, da? Would you like me to Would you like me to, nu știu ce, ai vrea ca eu să, would you like me to tell you, ai vrea să-ți spun, uh, would you like me to help you, ai vrea să te ajut, ce ai vrea să fac? Și ăstuia poți să-i pun în față, what, dar nu numai what, what e doar un simplu exemplu pe care ți-l dau, poți să folosești toate celelalte cuvinte de genul ăsta învățate pe la început, a începutul lecțiilor, what, where, when, how, which, why, nu știu cum, um, da, deci ce ai vrea să fac, what would you like me to do, uh, când ai vrea să vin, when would you like me to come, uh, ce ai vrea să cumpăr, what would you like me to buy, ce ai vrea să comand, what would you like me to order, bun, um, reține că dacă... Omiți această, uh, această formă de pronume, dacă nu mai treci, se referă acțiunea de aici se referă la uh, uh, subiect. What would you like to do înseamnă ce ai vrea să faci. Tu ce ai vrea ca tu să faci? Sigur că nu repetăm că uh, îți dai seama, auzi asta din din terminații în română. Ce ai vrea să faci? Pe când? Ce ai vrea să fac? what would you like me to do cei vrea să facă el what would you like him yo ții de aici forma corespunzătoare cei vrea să facă el what would you like him to do cei vrea să facă ea? what would you like her to do și încerc să le legi what would you like her to do what would you like her to do să ți răduca minte că would you se pronunță și mecherit așa would you d devine g would you would you what would you what would you like me to do what would you like him to do what would you like them to do? What would you like them to do? Uh, how would you like them to react in this situation? Good. Um, exersează foarte, foarte mult. Ai în carte, spuneam, exerciții um, exercițiul 183, 184 da? despre, uh, și aici am mai multe exemple date. Uh, poți folosi, iată aici structura din carte, uh, poți folosi verbul want la prezent I want you to do this um, I wanted poți să folosești pe want la trecut I wanted you to do this, am vrut ca tu să faci asta, sau îl poți folosi pe would like adică like la condițional, I would like like you to, aș dori ca tu să. Eu îți dau structura I, verb și you pentru că este cea mai folosită, dar apar și celelalte persoane, ok? Și forme de interrogativ și de negativ. Uh, vezi că lipsește aici un L în carte, o să corectezi la următoarea ediție, l-am adăugat eu, să-l scrii și tu dacă ai cartea, would, da? Cu L normal. Ok, um, fă-ți exercițiile și neapărat fă schema și creează tu, dar cu voce tare, spune foarte, foarte multe astfel de structuri. Ce voiam să-ți mai spun, poți și verbul need să-l adaugi în structura asta. Ți-am spus aici chiar și verbul to need, care înseamnă avea nevoie de, se pretează la această structură. Pentru că poți spune, de exemplu, I need you to do, I need you to... Am nevoie ca tu să, un fel de trebuie să, pentru că am eu nevoie de treaba asta. I need you to do this for me. Am nevoie ca tu să faci, de chestia, să faci chestia asta pentru mine. Trebuie să faci asta pentru mine, ok? Ți-am dat aici câteva exemple. I need you to give me more details. Am nevoie să-mi dai mai multe detalii. Dacă vreau să insist, am nevoie ca tu să-mi dai mai multe detalii. Dacă cere contextul, întotdeauna traducerea să o faci dintr-o limbă într-alta încât să sune bine în limba în care traduci. I don't need anybody to help me. N-am nevoie să mă ajute nimeni. I don't need anybody to help me. Um, what, do you, what do you need me to do, boss? What do you need me to do? Ce ai nevoie să fac? Ce vrei să fac? Ce e nevoie să fac eu pentru tine? Șefule, șeful, boss. What do you need me to do? Putem spune, what do you want me to do? Putem folosi la condițional, întotdeauna mai elegant. Ce ai dori? What would you like me to do? What would you like me to do, boss? Ce-ai vrea să fac șeful? Cea... Pentru tine, da? Um, să fac pentru tine. So, uh, multe astfel de exerciții și uh, ne vedem la lecția următoare, care e mult mai uh, simpatică, mai relaxantă așa, și uh, parcă, aș, uh, parcă aș vrea să o fac numai în engleză, să vorbesc uh, toată lecția numai în engleză, că am văzut că prind lecțiile astea în care uh, îți vorbesc mai mult în engleză. Ok, tu faci schema și exercează foarte mult cu voce tare pe traseele astea. Bye!